Haideți să ne ridicăm și citim un cuvânt în seara aceasta, Cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 5. Cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 5, apoi intrăm într-o rugăciune ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să înțelegem cuvintele Scripturii. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Amin. Haideți să intrăm într-o rugăciune. Rugați-vă și pentru mine, nu mă simt chiar așa în largul meu de bine, nici ca sănătate. Unul dintre prietenii mei cei mai buni cu care mi-am petrecut adolescența, tinerețea, cu care m-am botezat odată, cu care am slujit, a plecat la Domnul 50 de ani. Am oarecum așa o apăsare din asta așa și mi-e greu să mă delimitez de lucrurile astea, dar Dumnezeu să mă ajute și pe mine să duc slujba la capăt. Așa că rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea putere. Ne rugăm cu toții. Slăvit să fie Domnul! Fiecare dintre noi va trebui să înțelegem în seara aceasta, la începutul acestei slujbe de predicare, că în momentul când omul a păcătuit, a dat un acces diavolului în viața lui și diavolul are drepturi legale acolo unde este păcat. Deci, aceea, prin păcat, diavolul a câștigat niște drepturi legale asupra noastră. E, la cruce, când a murit Hristos și a strigat, s-a isprăvit, adică s-a achitat, toate drepturile diavolului asupra noastră au fost anulate. Pentru anularea acestor drepturi care diavolul le avea asupra noastră, nu trebuie să faci absolut nimic, ci trebuie doar să te pocăiești și să crezi ce a făcut Hristos la cruce. A crede însemnează să primești tot ce a făcut la cruce și toate drepturile sunt anulate. De exemplu, eu înainte ca să vin aici, m-am aprins. Nu știu dacă știți ce înseamnă aprindere. Nu a fost aprindere de plămâni. O aprindere de voce, adică iuțime, aprindere, ca să dovedesc la cineva ceva, ce am crezut eu că trebuie dovedit, și după aia, în final, m-am văzut că eu sunt vinovatul și am dat un drept legal cuiva să fie asupra mea. Și când aveți astfel de ocazii, ca și mine, și dați o ușiță deschisă, trebuie să mărturisim și să ne pocăim și să credem că ce a făcut Hristos pe cruce anulează tot. De aceea, cu îngăduința dumneavoastră și cu îngăduința lui Dumnezeu care m-a iertat, aș vrea în continuare să înțelegeți că la cruce nu au fost doar drepturile diavolului anulate, ci efectiv ți s-au dat alte drepturi. Deci până la cruce, diavolul avea drepturi legale asupra ta. În momentul când ai venit la cruce cu pocăință, cu mărturisire și ai crezut și ai primit și ai acceptat tot ce a făcut Domnul Iisus pe cruce, ți se acordă alte drepturi. Deci tuturor acelora care l-ați primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat ce? Le-a dat dreptul acum să numească copii de Dumnezeu. Fii de Dumnezeu. Deci acolo la cruce a încăpătat dreptul și numele de copil de Dumnezeu, fiu de Dumnezeu. A încăpătat dreptul și numele de cetățean al cerului. Acolo la cruce, prin neprihănirea Domnului Iisus, suntem văzuți neprihăniți, sfinți, desăvârșiți, perfecți. Și trebuie să credeți asta. Pentru că Dumnezeu se uită la tine prin Hristos și prin neprihănirea Lui. Și asta se primește numai prin credință când te pocăiești. Și ești declarat sfânt, neprihănit, deci ai alte drepturi. Dar Dumnezeu nu se oprește aici.
Îți dă numele de fiu de Dumnezeu, dar vrea să-ți dea și viața unui fiu de Dumnezeu ca să o trăiești. Dacă vă uitați în Scripturi, Domnul Iisus, de exemplu, s-a desfăcut cerul și Tatăl din cer a spus: acesta este fiul meu preiubit. Adică l-a numit fiu preiubit. Dar Domnul Iisus nu a fost doar numit fiu de Dumnezeu, ci a și trăit viața unui fiu de Dumnezeu. Noi câteodată primim tot ce a fost la cruce, toate drepturile, primim numele de fiu de Dumnezeu, dar trăim viața unui fiu de Dumnezeu. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu ne-a lăsat așa orfani să zică: bă, uite, te numesc fiu de Dumnezeu, te numesc neprihănit, sfânt, perfect, desăvârșit, cetățean al cerului. Nu ne-a lăsat așa. Ci ne-a trimis și viața Domnului Iisus ca să putem să trăim ca fii de Dumnezeu. Ei, viața Domnului Iisus nu este altceva decât Duhul Sfânt. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți lucrul ăsta și eu aș vrea să am voce de înger să-i conving pe toți lucrul ăsta. Centrul Duhului Sfânt este să aducă viața Domnului Iisus. Să fii numit copil de Dumnezeu, fiu de Dumnezeu, dar să și trăiești viața unui fiu de Dumnezeu. De aceea la cincizecime, când a venit Duhul Sfânt, a adus în interiorul nostru viața lui Iisus Hristos. E, semnele și darurile, dacă vă uitați la Domnul Iisus care a trăit, da? A fost numit Fiul de Dumnezeu și a trăit ca Fiul de Dumnezeu, a făcut semne și minuni, dar semnele astea, minunile astea, darurile care le avea, erau așezate pe viața lui cerească. Deci nu poți să mergi numai cu semnele fără viață. Nu poți să mergi cu darurile fără viață. Centrul Duhului Sfânt este viața lui Iisus și pe această viață Dumnezeu pune daruri și semne. Păi eu vreau să vă întreb dumneavoastră. Dacă mă duc afară, nu știu dacă aveți vreo mașină și un Mercedes și iau steaua aia de pe Mercedes, o smulg și merg prin Deva cu semnul de Mercedes, ce am rezolvat? De semnul ăla are valabilitate, intră în conexiune sau are putere să exprime ceva când este pe o mașină, pe o putere care poate să te transporte. Dar numai semnul nu are sens. De aceea au venit la Domnul Iisus și au spus: păi n-am prorocit noi, n-am făcut noi semne și minuni. Și ce a zis Domnul Iisus? Păi n-ați avut viață. Deci toate semnele, toate darurile trebuie așezate pe viața Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie. De aceea Biblia nu vrea să facă altceva decât să ne arate viața asta cerească care a trăit-o Domnul Iisus pe pământ și dându-ți pâinea asta și mâncând în pâinea asta viața Domnului Iisus, văzând-o în Biblie, dumneavoastră după ce mâncați pâine, ce vă vine? Îți vine sete. După pâine îți vine sete și atunci trebuie să bei ceva. E tot așa, Scriptura prezintă viața Domnului Iisus și îți dă o pâine să o mănânci ca să înceapă să te facă să însetezi după această viață care o aduce Duhul Sfânt. Izvorul, apa, cine-i? Izvorul, apa este Duhul lui Dumnezeu. De aceea, totdeauna, Evanghelia are două părți. Ioan Botezătorul arăta la un moment dat și spunea: iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatul. Deci, numai mielul lui Dumnezeu poate ridica păcatul lumii. Și apoi, în partea aia la altă, spune: nu după multe zile veți fi botezați cu ce? Cu Duhul Sfânt. Ce era Duhul Sfânt când a venit la cincizecime, acest botez? O putere să fii martor. Adică martor însemnează că trăiești același lucru ca învățătorul tău. Da? Deci ne numim fii de Dumnezeu și trăim ca fii de Dumnezeu. De aceea la cincizecime ni s-a dăruit Duhul Sfânt, pentru că păcatul a fost ridicat de mielul de la Golgota și Duhul Sfânt aduce viața Domnului Iisus în dumneata. Deci vă rog foarte frumos să aveți în vedere lucrul ăsta. Dacă vreți, dumneavoastră aveți un lucru fantastic de bun, că stăruiți după Duhul Sfânt. Dar când stăruim după Duhul Sfânt, trebuie să avem în centru ceva. Ce vreau eu când stăruiesc după Duhul Sfânt? Vreau să trăiesc ce? Viața Domnului Iisus. Și atunci când Dumnezeu coboară daruri, sunt pe viață. Dar Duhul Sfânt, în primul rând, este o persoană care dă viață. Binecuvântat să fie. Uitați-vă dumneavoastră, de ce a pregătit Dumnezeu cerul? Pentru cine este cerul pregătit? Păi cerul este pregătit pentru oamenii care vor să trăiască cerul pe pământ. Nu aveți impresia că cerul e pregătit pentru oricine.
Adică nouă ne-a venit dorință să trăim viața Domnului Iisus, o viață cerească pe pământ, și Dumnezeu vede dorința ta și satisface dorința dându-ți un loc pe măsură să trăiești această viață cerească. Pentru că aici pe pământ ai o poziție, da? Ei, dar îți oferă după aceea un loc numit cer ca să trăiești acolo ce ți-ai dorit să trăiești pe pământ. Cerește. Dumneavoastră, dacă citiți în Scriptură, o să vedeți că Domnul Iisus când a venit, de aia și dumneavoastră ziceți câteodată, Domnul a venit în trup. A venit Domnul Iisus, a coborât în trup și a trăit viața în trup ca un fiu de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a dus la cer și acum trăiește din nou viața lui printr-un alt trup. Care-i trupul ăla? Cine-i trupul Domnului Iisus acum? Biserica. Deci exact ce a trăit Domnul Iisus când a venit în trup pe pământ, vrea să trăiască în continuare aceeași viață cerească, același caracter, vrea să-l trăiască acum prin trupul lui care este biserica. Deci asta e dorința lui Dumnezeu. De aceea biserica trebuie să fie ambasada cerului pe pământ. Adică când intră cineva în biserică, trebuie să vadă ceva ceresc. Trebuie să vadă gust ceresc, pentru că ăsta e scopul unei biserici, să trăiască viața Domnului Iisus Hristos pe pământ. Deci Domnul Iisus a avut două trupuri. Unul a trăit când a venit în trup și unul acum. Biserica și-și trăiește viața. Binecuvântat să fie El. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. În momentul când nu eram noi născuți din Dumnezeu. Eu v-am spus data trecută că în Vechiul Testament nu există cuvântul împărăția cerului. Și nu existau cetățenii ai cerului. Toate împărățiile erau pământești. A venit Ioan și a zis, pocăiți-vă căci împărăția cerului este... Adică nu venise, trebuia să vină. Împărăția cerului era Iisus. A trăit împărăția cerului pe pământ și apoi Duhul Sfânt a venit la cinzecime și a dus împărăția cerului în noi ca să putem trăi cerește. E, dar până noi am fost născuți din Dumnezeu și am devenit copiii lui Dumnezeu, Iisus Hristos era singurul Fiu al lui Dumnezeu. De aceea zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Dar când m-am născut și eu din nou, te-ai născut și dumneatale din Dumnezeu, ai devenit și dumneatale Fiu de Dumnezeu, și Hristos acum nu mai este singurul Fiu al lui Dumnezeu, ci este întâiul născut din toată familia, din toată zidirea. El este primul născut și urmează și al doilea, și al treilea, și al patrulea, și dumneatale, al câte l-ai fi. Ei, e atâta minunăție aici, pentru că trebuie să înțelegeți, dacă Dumnezeu s-a purtat pe pământ cu Fiul Său primul, când a fost singurul Fiu, s-a comportat cumva, se va comporta la fel și cu al zecelea copil. Exact ce a făcut pentru Domnul Iisus, care a fost primul, va face și pentru al zecelea. Vreau să mă întreb dumneavoastră dacă aveți copii. Nu? Până ați avut unul, ăla era singurul. Dar când l-ați născut pe al doilea, ăla a devenit întâi născut. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați făcut și pentru al doilea ce ați făcut pentru primul? Da. Și pentru al cincilea. Și pentru al zecelea. Deci dumneavoastră înțelegeți ce minune e aici. Tatăl se va comporta cu tine pentru că ai devenit fiu de Dumnezeu exact cum s-a comportat cu Domnul Iisus. Adică va hotărâ să nu pună mâna pe tine nimeni. Efectiv, v-ați da o crotire completă cum i-a dat-o fiului său. Irod a vrut să-l omoare, dar Dumnezeu a avut vise, a avut îngeri și l-a protejat. A zis, fugi în Egipt, i-a zis lui Iosif. Dar cu ce ori trăit în Egipt? Păi a avut Dumnezeu grijă să vină magii și să aducă aur și probabil cu aur au trăit în Egipt. Păi toate lucrurile astea, toate conjuncturile potrivește Dumnezeu pentru viața ta că ești fiul de Dumnezeu. Nimeni n-a putut să pună mâna pe Domnul Iisus să-i facă ceva până nu i-a venit vremea așezată de Tatăl. De aceea nimeni nu se poate atinge de dumneatale dacă ești fiul de Dumnezeu numai când hotărăște Tatăl să spună da, te poți atinge. Și asta mă încurajează. E, de-aia zice, El se numește Dumnezeul nostru și zice, la Domnul Iisus nu este rușine să ne numească cum? Frați. De aceea pentru mine este o înjosire, spunea un bătrânel, băi, zice, nu mai îmi spuneți Domnule. Păi vreau să vă întreb dumneavoastră, dacă aveți frați acasă, vă duceți să spuneți Domnule? Păi în familie este ceva unic. Frate. Deci asta e cel mai mare nume, că Domnul Iisus o zice, noi nu este rușine să ne numească frați. Așa că eu nu mă numesc, nu mai îmi spuneți domnul pastor.
Păstorul e un dar. Îmi spuneți fratele Mihăiță. Pentru că am devenit frați cu Domnul Iisus, binecuvântat să fie El. Amin. Și dumneavoastră vă dați seama acum dacă suntem frați cu Domnul Iisus și fii de Dumnezeu. Cum o să trăim? Păi bă, dacă-s fratele Domnului Iisus, dacă-s fiul lui Dumnezeu, trebuie să am și o viață ca frate al Domnului Iisus sau ca și fiu de Dumnezeu. Ei, v-am spus data trecută că un fiu de Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte careva dintre dumneavoastră, care este ceresc, ce înseamnă să fii ceresc? Înseamnă să nu fii interesat de lucrurile care nu sunt în cer. Asta înseamnă să fii duhovnicesc, să fii spiritual, să fii ceresc, să nu fii interesat de lucrurile care nu sunt în cer. Și v-am spus data trecută, bani sunt în cer. Deci nu prezentăm interes pentru ei. Sport este în cer. Nu prezentăm interes pentru el. Politică este în cer. Deci nu că nu știu nicio știre din politică sau că nu o să alerg niciodată niciun metru, dar nu prezintă interes pentru mine. Pentru că dacă sunt ceresc, sunt fiu de Dumnezeu, lucrurile care nu sunt în cer și peste 50 de ani nu o să vă mai ajute cu nimic, nici mașina care aveți, nici casa care aveți, nici posesiunile care aveți, nu vă mai ajută cu absolut nimic. De aceea a fi ceresc înseamnă să nu mai fii interesat de lucrurile care nu sunt în cer. Și v-am dat data trecută câteva exemple cu Domnul Iisus care a fost ceresc și este ceresc. El nu a căutat drepturile lui, ci a căutat să nu se păcătuiască. Deci în mintea unui om ceresc, asta trebuie să fie. Domnule, eu nu trebuie să păcătuiesc, nu mă interesează să-mi câștig drepturile. Domnul Iisus nu era plin de bani, era plin de ce? De har și mai ceva. Și de adevăr. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, noi ne-am pierdut mărturia în fața lumii că nu mai avem cuvânt. La noi da, nu mai este da și nu, nu. Noi ne-am pierdut cuvântul pentru că am ajuns să fim plini de bani, dar nu de adevăr. Și dacă vrei să ai buzunarul plin de bani, ar trebui să mai treci câte o scurtătură. Dar dacă ești plin de adevăr pentru că ești ceresc, atunci s-ar putea să scadă buzunarul, eu nu știu. Mi s-a întâmplat odată, am venit din Oltenia și m-am cazat undeva la un hotel de ăsta mai răblăgit, dar nu avea căldură la caloriferă, dar era dat drumul la acum iarna asta, cum zice, la aerul condiționat. Și văd că nu-i telecomandă. Și mă duc la recepție, zic, domnul, nu vă supărați, nu am telecomandă în cameră. Și el zice, hai că ți-o programez pe 27, zice, las-o pe 27. Și eu îi zic la domnul ăla de la recepție, eu nici nu mă ating de ea. Cum ați spus-o, așa rămâne. Nu mă s-o am acolo în cameră. Și mă duc în cameră, băi, vreau să mă culc, e cam frig. Trag o plapă, mă trag două. Băi, dar zic, telecomanda e lângă mine. Păi dau la 28, dau la 29, dau la 30, că de-aia e telecomandă. Dar ce am zis eu la recepție? Ce am zis la recepție? Și mă luptam eu noaptea aia. Bă, până la urmă, băi, stau în fric, am luat telecomanda. 28, 29, 30. Băi. Când mă pun să mă rog, nu mai mă puteam ruga. Dau înapoi la 27. Băi, zic, am zis aia, 27, trebuie să dau înapoi. Iară dădeam înainte. De-abia am apucat să vină dimineața, să mă duc la recepție, spun, Doamne, nu vă spărați, a fost un domn aseară și m-a dat o telecomandă și m-a pus-o la anumite grade, dar să știți, zic, că eu am dat mai tare, că a fost cam fric. Doamne, zice, n-are nimic, dar eu m-am slobozit. Dacă vreau să mă întreb, dacă am iubit adevărul și eram plin de adevăr, de ce să nu stau noaptea aia cum am zis? Dar am făcut scurtătura și mi-a ieșit bine mie. Ascultați-mă ce vă spun. Pocăiți au ajuns să nu mai fie de cuvânt. Zic aia, facem aia, la ora aia, în ziua aia. Nu se țin de cuvânt. Dacă ești un om ceresc, nu te interesează să faci mai mulți. Nu te interesează drepturile tale, ci te interesează să fii plin de adevăr. Binecuvântat să fie Domnul. Avram, la fel, v-am spus data trecută, el când a văzut că nepotul lui e ceva ceartă, a renunțat la partea lui și a lăsat pe nepot să aleagă. Și a spus, nu vreau ceartă.
E, ce se întâmplă? Acum dă-i, te rog, la pasajul care l-am citit, la Romani, capitolul 8, versetul 8. Să țineți minte versetul ăsta, e foarte important. Acum ascultați. Deci cei ce sunt păcătoși nu pot să placă lui Dumnezeu. Așa scrie. De ce scrie? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, noi putem trăi o viață din trei. O viață păcătoasă, o viață pământească și o viață cerească. Noi am scăpat de viața păcătoasă, dar nu o trăim nici pe aia cerească. Ce trăim? O viață pământească. Nu-i vorba că trăiești în păcat, dar trăiești pământește și atunci sunt niște efecte. Deci cei ce sunt pământești, primul efect, nu pot să placă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci dacă ai ghearele înfipte în pământ, nu poți să-i placi lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu poate deschide cerul să zică, acesta este fiul meu, dar nu-mi găsesc plăcerea în el. La Domnul Iisus cum a zis? Îmi găsesc toată plăcerea. Și eu am copii și câteodată nu-mi găsesc plăcerea într-unul. Deci Dumnezeu poate să fii fiul lui, dar nu-și găsește plăcerea în tine. Asta e primul efect. Dă înapoi un verset la 7. Acum fiți atenți, al doilea efect. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui. Deci nu place lui Dumnezeu, după aia ce devii? Devii dușmanul și vrăjmașul lui Dumnezeu. Fiți foarte atenți. O grămadă de oameni din biserică sunt dușmani cu Dumnezeu. Și suntem câteodată dușmani împotriva lui Dumnezeu pentru că trăim pământește. Eu nu știu dacă poți să pui Filipeni, capitolul 3, versetul 18 și versetul 19. Dacă poți să ajuți adunarea. 18 cu 19. Fiți atenți ce spune Apostolul Pavel. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți. Asta vorbea unei biserici. Sunt mulți care se poartă ca. Dar unde sunt mulți care se poartă ca vrăjmașa lui Hristos? În biserică. Dar ce simt oameni? Cum poți să descrii un vrăjmaș al lui Dumnezeu? Și descrie Pavel mai departe. Dă-i mai departe, 19. Ce sfârșitul lor va fi pierzare. Și acum fiți atenți câteva descrieri a unui vrăjmaș al lui Hristos. Dumnezeul lor este... Ce înseamnă asta? Mintea lor este la mâncare. De aceea sunt și atâtea restaurante și magazine, mâncare, 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 pentru că ăsta a devenit un Dumnezeu care trebuie satisfăcut. Ce Dumnezeul este pânte. Cele doi, slava lor este în rușinea lor. Adică sunt copii, nu pot să traduc asta. Adică în capul lor nu este decât relații. Puterea lor e acolo. Ei n-au altă putere. Numai acolo. Ei numai la asta. Chiar dacă sunt familii. Chiar dacă sunt în biserică. Zice, slava lor este în rușinea lor. Acolo e toată puterea lor. Și al treilea, zice, se gândesc la ce? La lucrurile de pe... Dumneavoastră, observați descrierea unui vrăjmaș al lui Hristos. Unu, pânte cu stomacul comandă. Doi, puterea stă în rușinea ta, în relații. Și trei, lucruri de pe pământ. E, toate astea trei se regăsesc în orice petrecere din lume. Pentru că eu când eram în lume nici nu mă duceam dacă nu erau astea trei. Mâncare, femei și ce vorbeam acolo? Despre Domnul. Na, asta se regăsește la un chef, la o petrecere din lume. De-aia, dumneatale, dacă te duci acolo, la petrecerea aia unde sunt lucrurile astea, dumneatale trebuie să înțelegi că acolo aranjamentul e făcut de cineva care e vrăjmașul lui Hristos. Doamne, ai milă de noi. Înțelegeți dumneavoastră? Sunt câteva efecte. Deci, nu poți să placi lui Dumnezeu, devii dușman cu Dumnezeu și pune și Roman, capitolul 8, versetul 12. Deci, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei. Dacă trăiți după îndemnul ei, veți muri. Deci, trei efecte. Nu place lui Dumnezeu, devii dușman cu Dumnezeu și trei, vei muri și eu cred că din punct de vedere spiritual, în primul rând.
Viața lui Dumnezeu se retrage din tine. Și atunci îți merge numele. Dar nu ești viață. Nu e nicio viață de Fiul de Dumnezeu. Deci trebuie să înțelegeți, asta spune în Apocalipsa tot unei biserici. Ne-a rămas numele de copii de Dumnezeu, dar n-avem viața unui Fiul de Dumnezeu. Ne-am pierdut viața spirituală nu pentru că am trăit în păcat, ci pentru că încetul cu încetul ne-am dus spre pământ și am trăit o viață pământească și n-am plăcut, am devenit dușmani și în al treilea rând s-a luat viața spirituală. Bun. Dar acum, în a doua parte a predicii, vreau să vă spun, totuși trăim pe pământ. Trăim, trupul ăsta e făcut în pământ. Care este limita unui om ceresc în lucrurile de pe pământ? Și acum vreau să vă spun că există trei filtre în Scripturi care îți arată, dacă vrei să fii Fiul de Dumnezeu și să trăiești această viață cerească, trebuie să treci toate lucrurile prin trei filtre. Dacă ai trecut de astea trei filtre, te numești un om duhovnicesc. Și Biblia spune, voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește, și trebuie să fii ceresc. Și dacă ești ceresc, te uiți la lucrurile de pe pământ, dar toate le treci prin niște filtre. Acum, dacă poți să pui, să vedem filtrele astea un pic, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Fiți atenți ce scrie aici. Toate lucrurile îmi sunt... Mi-au să trebuie să înțelegeți. În momentul când ai devenit Fiul de Dumnezeu, ești rege. Ești prinț și prințesă. Și toate lucrurile sunt ale tale. Ca un rege păstă un stat. Nu există loc unde să n-aibă acces. Sau lucruri pe care să nu poată să-l aibă. Numai că le trece prin niște filtre. Dar el are acces la toate. Dumneavoastră, pentru că ați devenit regi și regine, toate lucrurile sunt ale dumneavoastră. Totul e al nostru. Dar primul filtru, punem la sfârșit acolo, zice, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe... Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Tot ce a lăsat Dumnezeu pe pământ, ți l-a lăsat ca slugi. Tu ești rege. Dar... Dacă regele ajunge stăpânit de o slugă, aia se numește idolatrie. Nu e rău că ai slugi. Cu câte slugi ai mai multe, îți dă că ai bani. Bani sunt niște slugi. Și cu cât ai mai mulți, e mai bine. De ce? Păi uite, dacă ai slugi o grămadă și ai bani mulți, îi trimiți și în Ucraina, îi trimiți și la familia aia săracă, îi trimiți și la văduva aia. Dar când te îndrăgostești de slugă, atunci devine telenovea sau cum e la ăștia nume. Dumneavoastră vă puteți închipui, de exemplu, regele e căsătorit cu o regină. Și ca să-i meargă bine la regină, îi spune la regină, uite, draga mea, îți pun șofer pe mașină. Îți pun un salahor să care bagajele din oraș. Știți care e mirarea și uimirea? Că regina se îndrăgostește de șofer. Și Dumnezeu se uită și strigă, mirați-vă ceruri! Așa ceva n-am văzut. Le-am dat slugi să le folosească și ei s-au îndrăgostit de slugi. Dumneavoastră vă aduceți aminte că Iosef a fost cumpărat de Potifar să fie rob. Vreau să vă întreb, ce a făcut nevasta lui Potifar? De cine s-a îndrăgostit? De rob, numai că ăsta avea alt stăpân. Nu e interesant? Parcă e ca un film. Cum, mă? Să fii regina regelui, să spună regele tot, zice, toate lucrurile vă sunt înghieduite, toate sunt ale voastre. Dar fiți atenți, să nu cumva să vă îndrăgostiți de slujile care vi le-am dat. Pentru că asta se numește idolatrie. Dumneavoastră nici nu vă puteți închipui câtă idolatrie în biserică. Și slujile comandă. Noi executăm. Regii am ajuns la tomberoane. Și executăm ce zice sluga. E, dacă vrei să vezi în filtrul ăsta că nimic nu pune stăpânire pe tine, e foarte interesant că Dumnezeu, de exemplu, în Vechiul Testament, dă niște pauze. Ca să vadă dacă folosesc pământul ca slugă sau au ajuns dominați de pământ. Și le dă niște pauze. Zice, la 6 ani, 1, pauză. Dacă puteau să respecte anul ăla sabatic, însemna că pământul era sluga lor, nu era stăpânul lor. Pentru că au putut să facă o pauză. La fel zice, o zi din 7, terminați cu toate lucrurile astea. Pâine când a trimis din cer, o zis, culegeți cât? 6 zile, după aia faceți o pauză. Și ei n-au făcut.
Ei, tot așa și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dacă mintea dumneavoastră nu se poate delimita să ia o pauză, înseamnă că e stăpânită. E cucerită. Dacă dumneavoastră nu vă puteți limita, delimita de anumite lucruri pământești, înseamnă că ele au devenit stăpânii noștri. Să vă dau câteva exemple. De exemplu, eu am telefon cu butoane. Dar nu știți de ce? Pentru că sunt slab. Am avut de la alt. Și am văzut, dom'le, cum aveam o pauză. Păi acum am o pauză. Bă, să văd ce a făcut Putin. Și dau la Putin, după aia de la Putin se duce la altă știre și am pierdut jumătate de oră acolo. Bă, zic, bă, telefonul ăsta mă controlează pe mine, stăpânul meu. Păi eu le elimin, mă. Eu sunt rege, regină, pot să trăiesc fără el. Și am trecut la telefon cu butoane pentru că sunt slab. Nu că m-am uitat la prostii. Dar pentru că, păi eu nu, dacă s-ar cronometra cât timp se petrece pe Facebook, pe WhatsApp, pe Instagram, nici nu v-ați imagina. Ascultați-mă, dacă nu puteți să faceți o pauză, uite, faceți așa, o săptămână dintr-o lună, pauză cu Facebook-ul, pauză cu YouTube-ul, pauză cu celelalte rețele și dacă poți, înseamnă că nu-i stăpânul tău. Dacă poți să nu simți nimic, să nu te gâdile ceva prin burtă, bă, dar ia gâna, dar uite-te, bă, vezi? Și eu am văzut că nu pot, e slab și am zis, bă, îmi iau telefon cu butoane, dar nu pot să spun la toată biserica ce am făcut eu să facă. Dumneavoastră, asta trebuie să înțelegeți. Adică eu pot să vin aici și spun, băi, fraților, asta e slăbiciunea mea. Altă, de exemplu, e femeie care are 10 copii, are prin America, prin Canada, vorbește cu ei, face lucrurile, nu este stăpânită de el, poți să-l ai. Deci dumneavoastră nu trebuie să puneți reguli, ci trebuie să treceți prin filtre fiecare. Adică eu trec pentru mine, domnule, nu pot, îl elimin. Dacă dumneata le poți, nu le elimina. Nu facem regulă pentru toți, dar trebuie să treci prin filtru. Vezi, băi, telefonul ăsta mă controlează? Eu, de exemplu, nu am televizor. Dar n-am televizor pentru că sunt slab. Eu, de exemplu, dacă trec prin oraș și văd Real cu Barcelona că se joacă, strigă gol, încă jumătate de oră, eu când mă duc acasă, dacă am televizor, nu știu ce să fac. Băi, mă lăs 5 minute, măcar să văd finalul. Păi nu mă interesează, poate un Champions League sau, eu știu, o finală. Băi, dar zic, de ce să stăpânească ăsta peste mine? Mi s-a întâmplat odată cu ani în urmă, eu sunt sincer, câteodată mă mărturisesc, știi, și nu contează că mă fac de rest. Dar m-am dus undeva și să uitau la o telenovelă turcească. Și eu zic, bă, oameni buni, dacă tot vă uitați, uitați-vă la un film de 2 ore. Dar să te uiți la o telenovelă care are 1000 de seriale, mi se pare asta. Da, mă uit și eu o țără. Și mă luau și pe mine. Când, după ce o veni noaptea, eu am luat calculatorul să văd serialele de înainte. Că așa m-o prins de tare, zic, bă, ăsta e exact cum îmi plăcea mie. Nu-i cu prostii, nu-i cu asta, e chiar ceva. Și mă uit, bă, dar când am văzut ăla, bă, dar trebuie să-l văd și pe ălalalt. Și s-a făcut lumina afară. Și mâine seară eu trebuia să predic. Nu doar biserică, bă, fraților. Predicați unul dintre voi ca eu. Și am zis, bă, de ce să mă chinu eu așa? O, nu-i mai bine să nu-l am. Mă duc acasă, mă culi, nu știi că nu am. Dar eu sunt slab. Eu nu pot să pun regula asta la toți dintre dumneavoastră să nu aveți. Dar pot să vă spun, treceți prin filtrul ăsta tot. La fel. Câți dintre dumneavoastră beți cafea? Numai copilul ăsta mic. Dumneavoastră, nu. Da, dar dacă dumneavoastră înțelegeți cafeaua, dacă ți slugă, te duci până la București, efectiv ești obosit. Și zice, tu trebuie să fii sluga mea în seara asta. Și bei o cafea și te duci la București, ți-ai făcut treaba. Ok. Dar dacă nu bei cafea 2 zile și te doare capul, trebuie să înțelegi că ești drogat. Și nu e un cuvânt apăsător. E un cuvânt jignitor la împărăția lui Dumnezeu. Eu știu că prin predicile mele eu nu mă atrag prieteni. Nici nu caut. Am o anumită vârstă în care nu mă interesează să-mi fac prieteni pe pământul ăsta. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți.
Dacă nu puteți face pauză o săptămână de la cafea pe lună, aveți o mare problemă, sau avem. Am fost undeva și am spus, la un restaurant eram, și am spus filtrele astea la cineva, la un om de afaceri, și zice, gata, nu mai beau cafeaua de acum, stop, până când. Și după un timp am revenit și zic, măi, cât ai ținut? O zi. N-a putut. Ascultați-mă ce vă spun. Este o mare tragedie când Dumnezeu vede că te-ai îndrăgostit de slugă. Deci, eu nu prea beau cafea, dar eu nu pot să imput nimănui să fac o regulă să nu beți cafea. Dar dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu, aveți un filtru și treceți. Dom'le, a pus stăpânire pe mine? Păi atunci înseamnă că nu mai este Dumnezeu stăpânul meu. Indiferent că e cafea, că e televizor, că e telefon, că e haină. Indiferent că dumneavoastră, eu am văzut, de exemplu, oameni duminica, nu lucră nimic. Dar ei vorbesc la telefon, ce fac mâine la lucru? Păi bă, dar nu te delimitezi, mă. Delimitează-te și tu o zi pe săptămână. Gata, domne, s-a închid telefonul, nu mai sună nimeni cu familia, mă duc la biserică, s-a terminat. E, dacă nu te poți deconecta și mintea ta te duce acasă și nu poți dormi, gândindu-te și învăluindu-te la diferite lucruri, atunci ai o mare problemă. Doamne, ai milă de noi. De aceea Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că n-a creat pe Adam, l-a creat stăpân, să supună pământul. Dar a devenit rege păcatul și moartea a devenit regină. Și a stăpânit până la Hristos tot. A domnit moartea. Când a venit Hristos, a biruit și moartea, a biruit și păcatul și ne-a readus în planul inițial să fim domn. Să domnim în viață cu Hristos, binecuvântat să fie. Și atunci trebuie să văd nimic să nu pună stăpânire pe mine. Dar luați altceva. De exemplu, eu acum sunt mai bolnav. Am stat acolo pe genunchi și mă gândeam ce medicament să beau când mă duc acasă. Asta ce? Dumneavoastră puteți înțelege, chiar și o boală nu trebuie să te controleze. Da, ești bolnav. Da, poate vrei să bei un medicament, nicio problemă. Dar dacă tine intră în mintea ta un război și ți-ai pierdut totul și te gândești numai la lucrul ăla, păi cine tu trebuie să fie Dumnezeu? El e stăpânul. Trăiesc, trăiesc, mor, mor. O să beau și medicament, dar nu trebuie, trebuie să te poți delimita. La fel de vorbe, să știți că noi cei mai mulți trăim în funcție de ce ne zice cineva. Ia uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, au venit la Domnul Iisus și au zis, scoate demonii cu Belzebul. Și Domnul Iisus, când i-a zis așa ceva, s-a dus acasă și nu mai putut dormi. Vreo 3 zile s-o foie, bă, dar ce mi-au zis ăștia? Dar cum au putut să-mi spună mie, fiul de Dumnezeu, care am făcut atâtea lucruri pentru ei, să-mi spună că eu sunt Belzebul? Dar dumneavoastră, dacă vă spune cineva Belzebul, suntem în stare să facem infarct. Pentru că noi trăim stăpâniți de vorbe. Dacă cineva pleacă acasă acum, zice, frate Mihai, ți-ați predicat extraordinar. Oh, așa mă ungeți la suflet, mă duc, mă umflu în mașină, mă duc acasă, ai, ce fain a fost. Dacă vine unul, zice, bă, fii bună să nu mai vii pe aici. Nu mai veni pe aici, că ești pe altă parte. Când mă duc acasă, nu mai pot dormi. Bă, dar cum a zis ăsta de la Dev, auzi că eu... De ce funcționăm în, vorbă, în funcție de vorbe? Pentru că stăpânesc peste noi. La fel de lucrurile care sunt înconjurătoare. Dacă am reușit să luăm mașina, să ne facem casa, dormim liniștiți. Dacă vine salariul și pensia, bucurie, zâmbet pe buze. Dacă te duci acasă și vezi că o picată în cuială de pe casă, nu mai poți dormi. Dacă mașina e zgâriată și s-o stricat și o făcut pană, nu-i mai bună ziua aia, zice, m-am stricat toată ziua. Păi bun, bă, dar tu cum îți strici zilele sau ți le faci bune? În funcție de mașină, de casă, de vorbe? Dacă suntem sănătoși sau bolnavi? Ei, trebuie să înțelegeți, asta însemnează dumnezeiesc. Asta însemnează ceresc. Nimic să nu pună stăpânire pe noi. Adică trec prin filtru. Binecuvântat să fie Domnul. Dă-i înapoi la versetul ăla. Eu m-am slobozit acum la... Eu am zis să mă pună mai repede ca să plec mai repede, dar nu știu cum o să facem în seara asta. 12. Acum fiți atenți. Toate lucrurile, al doilea filtru. Da, nu pune stăpânire pe tine. E ok. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de... Adică treci prin al doilea filtru. Măi, nu pune stăpânire pe mine, dar îmi este de folos? Ăsta e om ceresc. Eu, de exemplu, avem în adunare o familie, face al 7-lea copil. Cu mama lui, cu ei,
sunt 10. Au 2 camere. Vreau să vă întreb, este de folos pentru ei să mai aibă 3 camere? Corect, fă-le. Băi, dacă ți este de folos, fă, Doamne, încă o cameră, dar la fel, nu pui regulă la toți. Adică eu nu mă compar cu ăla și zic, bă, pentru că ăla și-a făcut 3 camere, fac și eu. Eu nu am 7. Eu fac ce mi-este de folos. Nu pun o regulă peste toți. Ne avem, de exemplu, la oțelul jos pe Petrică Barbu, are 18 copii. Vreau să vă întreb, la 18 copii, câte mașini îți trebuie? Cu ei 2, 20. Deci ca să fie 4 la o mașină, îți trebuie 5 mașini. Păi, foarte bine, pentru că este de folos. Ăla e medic, se duce la serviciu, soția lui trebuie să ducă copiii la școală, la grădiniță, ăia mari trebuie să ducă la facultate, ăla îți pleacă în misiune, foarte bine că-s 4-5 mașini. E de folos. Problema este când îți cumperi o mașină numai ca să dai fum în nas la ăla din spate. Băi, chiar a fost de folos? Păi n-am înțeles. Ai tu mașină, are și nevasta mașină, pentru ce ai mai luat și mașina aia numai așa de... Deci un om duhovnicesc, un om ceresc, face ce este de folos. Ai nevoie de o mașină? Cumpără. Ai nevoie, eu vă spun, la ăștia cu mulți copii, eu aș face public, la toți care mă aud, care au mulți copii și care aveți bani, faceți-le, vă rog, câte un bloc. Pentru că e de folos. Păi dumneavoastră știți ce înseamnă să stai 10 la o baie? Ce ziceți dumneavoastră? N-ar trebui încă o baie. Da, dar tu ești tu cu nevastă ta și ai 3 băi. Băi, bă, chiar e de folos? A, dar zice, e pe culoare. Am făcut 3 ca să fie culoarea mea, culoarea preferată a lui nevastă mea este roșu. Și-a făcut o baie, când intră în ea, să aibă senzații. Mie îmi place negru. Păi mă, oameni, nu facem pe culori, facem dacă este de folos. Eu am fost acum, am fost la o nuntă, la masă, eu nu merg la nuntă să predic, dar am fost la masă și am văzut un lucru uluitor. La restaurant, bărbații cu păpuși, nevestele desculță. Bă, dar ce caută femeile astea desculță? Dacă le-ai întrebat pe surori, mă, de ce v-ați desculcat? Desculțați. Știți ce a zice? Și noi putem de pișoare de la tocurile astea. Păi bă, dacă nu ți-e de folos, stai-l, bă! Deci te uiți, treci, bă, dacă ți-e de folos, fă-l, dar dacă nu ți-e de folos, după ce te chinui? Da, noi încurajăm, de exemplu, aranjamentul natural, îngrijirea frumuseții, pentru că frumusețea este un dar de la Dumnezeu, dar într-un mod natural. Uitați-mi asta, dacă o floare e ceva uscat, o îngrijești. Dar nu colorezi petala de la floare altfel. Dacă te duci un pom în grădină, bă, mărul are un aspect. Încerci să rotunjești tot, pomul să faci anumite lucruri, dar nu iei și colorezi mărul din roșu în negru. Deci, aranjează într-un mod natural. Da, eu am înțeles că ai nevoie de ochelari, că nu vezi, dar de genele alea așa. Chiar îți de folos? Eu nu știu, nu sunt femeie, dar eu vă spun, treceți totul prin filtrul ăsta, este de folos? Am înțeles că dinții sunt strâmbi și trebuie un aparat dentar, dar să-ți umfli buzele și să le faci diferite culori, chiar e de folos? Și atunci treceți prin filtrul ăsta, domnule, e de folos? Mă duc numai de soros, zice, da, pe mine nu a pus stăpânirea asta, și dacă am un inel, și dacă am un cercel, bă, dați folosește? Bun, am înțeles, vrei un lănțișor, dar ți este de folos? Păi asta e problema la omul ceresc, că omul ceresc nu mai folosește anumite lucruri care le-ar putea folosi, că nu pun stăpânire pe el. A fost în America un păstor care, ăștia din România, bine, americanii în cultura lor n-au treabă cu aurul, dar românii când s-au dus, s-au pus aur și a zis păstorul, bă, dar nu e bine cu aur, dar frate, păstor, dar nu pune stăpânire pe noi. Și era o cauză. Trebuia să adune ceva și nu erau pregătiți. Și zicem, auzi, surorile, și așa a zis și frații, că nu puneți stăpânire pe voi aurul. Puneți tot la colectă. Puneți și inele, și cercei, și lănțișoare, pune toate. Păi, frate, păstor, dar... Păi ne-a zis că nu puneți stăpânire. Păi, dacă e de folos în altă parte, după ce să-l poți la gât când copii... Ne-a văzut ăștia ucrainieni, au plecat cu o plăsuță.
Deci treci, domnule, dacă ai nevoie de o mașină, ți este folos, ia-o. Dacă ai nevoie de o cameră, fă-ți-o. Ai nevoie de o baie, fă-ți-o. Ai nevoie de un costum, ia-l. Dar vreau să vă întreb, chiar e de folos să ai ceas la fiecare costum, la culoare? Este de folos să ai poșetă cu 500 de euro? Chiar e de folos? Dar ce pagina? Biblia aurită. Nu știu. Eu doar vă spun. E de folos agrafa aia de la batic să coste nu știu câte milioane ca ornament la batic? Că este de folos. Numai unul zis. Asta nu vreți putere, vă spun eu. Doamne, ai milă de noi. Amin. Îți este de folos să mănânci trei feluri la masă? Chiar vă este de folos? Vă ajută? Păi de ce mâncăm trei feluri? Măi, faci lucruri care sunt de folos. Ți-e foame, ai nevoie de mâncare, e de folos. E de folos să dormi noaptea 12 ore, să dormi și ziua vă trei. Chiar e de folos asta? Dacă ți-ți folosește, fă-o. Deci noi asta trebuie să înțelegeți. Somn, aranjament, de-aia vă spun, pentru că s-ar putea să te stăpânească un complex de inferioritate. Noi asta trebuie să înțelegeți. Dumnezeu ne-a creat așa, eu am avut un complex de inferioritate când am fost tânăr și mă gândeam dacă se îndrăgostește vreo fată de mine. Că eu când mă uitam în oglindă, vedeam, bă, fruntea-i lată, nasul-i mare, gura-i mare, păr nu-i prea mult. Și atunci suferi de un complex de inferioritate și trebuie să faci ceva cu privire la lucrurile astea ca să atragi. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Pavel a fost mic pentru că așa corespundea în planul lui Dumnezeu. Elisei a fost chel pentru că numai așa corespundea planul lui Dumnezeu. Dumneatale, ești cum ești. Eu era, dacă era mai bun fotbalist, nu eram aici. Dacă era mai frumos decât sunt, cine știe pe unde eram? Dar Dumnezeu zice, băi, așa poți corespunde în planul meu de mântuire, în planul meu de lucrare, eu te fac așa, cu fruntea lată, cu nasul mare, cu gura mare și cu asta, basta. Și încă, mirare că m-am căsătorit. Da, da. Zice cineva, zice, eu vreau povestea de dragoste să mi-o scrie Dumnezeu. Bravo. Atunci vezi ce-ți este de folos. Doamne, ai milă de noi. Și ultimul lucru care vreau să-l amintesc în seara aceasta este la 1 Corinteni 10 cu 23. Dacă poți să pui. În partea a doua zice, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate. Deci e al treilea filtru. Deci prima dată să nu pună stăpânire pe mine. Da, am înțeles, nu pune stăpânire pe mine, dar să văd dacă mi este de folos. Dar am trecut și de asta, mi este de folos. Trei, dar nu toate zidesc. Trebuie să înțelegeți că până acum a fost vorba de tine, acum e vorba de familie. Ce faci tu, dărâmă sau zidește în familie. S-ar putea să nu fie, să nu fii stăpânit de asta, dar tu trebuie să, băi, am o familie, băi, pe soțul meu îl zidesc sau îl dărâm. Trebuie să văd lucrul ăsta, biserica o zidesc sau o dărâm. Acum vreau să vă întreb, nu știu, pare un pic rușinos, chiar este ziditor ca o femeie să se desprace în costum de baie într-un loc public? Credeți dumneavoastră că zidește? Sau dărâmă? Nu știu, trebuie să eviți, trebuie să cauți ceva. Eu nu zic că poate vrei, da, trebuie să cauți ceva să nu te expui public. Pentru că nu este ziditor. Vreau să vă întreb, dacă un frate stă la restaurant cu bere fără alcool pe masă, dărâmă sau zidește? Dar el poate spune, Doamne, dar pe mine nu pune stăpânire berea asta, e fără alcool, frate, e ca un suc, am înțeles. Și mi-este de folos că mi-e sete, am înțeles. Dar trebuie să treci și prin al treilea filtru. Doamne, dărâmă sau zidește? Felul în care te îmbraci dumneata în biserică, dărâmă sau zidește? Au fost niște băieți de facultate și s-au adunat și au mulțumit la toate fetele care se îmbrăcau cuvincios pentru că ei au luat o hotărâre să se sfințească și să nu păcătuiască în priviri. Și au mulțumit la fetele care s-au îmbrăcat cuvincios și i-au ajutat să zidească acest lucru. Și o fată pocăită care își lua bluză strâmtă și pantaloni mai mulați, zice, băi, când am auzit lucrul ăsta,
Eu pe mine nu pot stăpânire și m-am simțit lejeră, de folos. Dar când am auzit eu pe băieții ăștia că mulțumesc la unele fete de felul în care se îmbracă, pe o bluză mulată și pantaloni strâmți, n-am mai pus pe mine. Eu știu că s-ar putea să fie mai comod pentru dumneata, dar trebuie să te gândești, băi, dărâm sau zidești? Asta pune la toate lucrurile. De exemplu, eu sunt slujitor. Noi care suntem slujitori mergem foarte mult în țară, în lume. Eu nu merg cu avioane, merg cu mașina. Am nevoie de mașină. Foarte bine, dau un exemplu. Păi pentru mine mașină, că-i Dacia, că-i Opel, că-i Mercedes, pe mine nu contează. Nu are nicio relevanță. Poate mi-este și de folos, dar trebuie să mă uit biserica mea de la Marga. Să mă uit, bă, frații de la biserica unde slujesc eu, ce mașini au. Și atunci dacă eu îmi iau un bolid, un tank cu 50.000 de euro și intru în parcare la biserică și vine sora Ioana de 80 de ani și zice, alu cui avionul ăsta? Alu fratele Mihăiță? Și eu predic în biserică, să nu vă îngrijorați, fraților, nu vă temeți de ziua de mâine. Și sora Ioana zice, lasă la marului. Păi ăsta zboară cu avionul și ne învață pe noi. Eu nu zic fiecare, deci nu pun în dreptul tuturor asta. Dar eu trebuie să mă uit dacă dărâm sau zidesc. S-ar putea să nu pun în stăpânire, s-ar putea să fie de folos, dar trebuie să mă uit unde trăiesc eu. Dacă trăiesc la Timișoara și în parcare sunt 10 Mercedesuri, e cu totul altceva. Dacă trăiesc la Chicago și sunt boliduri acolo, e cu totul altceva. Dar când trăiești într-un loc, trebuie să vezi dacă ai fost plantat de Dumnezeu slujitor acolo, să vezi frații tăi la ce nivel sunt. N-am voie eu casa cea mai faină să o am. N-am voie să am mașina cea mai tare. Pentru că mă duc prin sat și în biserică sunt pensionari și aia de acasă zice, bă, ăsta popo bucăițelor vă ia toți banii, bă, mâncă banii. Voi n-aveți cum ce mașină merge, ce casă și-a făcut. Și eu nu mai pot predica Evanghelia. Și atunci trebuie să văd zidesc sau dărâm. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți și căutați în versete în Biblie care arată, zice, să nu fie pricină de potignire, pricină de păcătuire și pricină de slăbire. Asta înseamnă ceresc. Și treci prin toate filtrele astea, nu? Hai să încheiem cu câteva versete. Pune, dacă poți, 1 Corinteni, capitolul 10, 24. Deci am rămas aici, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Apoi de la 30, dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, să nu fiți pricine de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră, toate lucrurile vă sunt îngăduite, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolului. Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Acum nu mai e cu carnea. Era atunci. Da? Hai să mergem și la Romani, capitolul 14, versetul 13. Auziți, zice, să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt credințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcutul lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar,
Să urmărim toate lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrului Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, am mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Și încheiem cu Roman 15, de la 1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunea celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine în vederea zidirii altora. Amin. Deci, dragilor, la cruce ne-am primit alte drepturi. Ne numim copii de Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit să ne dea viața unui fiu de Dumnezeu. Hristos vrea să trăiască prin biserică ce a trăit în trupul în care a venit pe pământ. Adică vrea să trăiască cerește. A trăi cerește însemnează că nu sunt interesat de lucrurile care nu sunt în cer. Și în cer nu sunt lucruri pământești. Dar mă uit cum le pot accesa pe toate. Toate îmi sunt îngăduite, dar sunt niște filtre. 1. Să nu pună stăpânire. 2. Să fie de folos. Și 3. Să zidească. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm pentru această viață cerească pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu, acest caracter sfânt al Domnului Iisus Hristos. Și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, poate te-a provocat să-ți fie un pic sete. Și sete, te duci la izvor și zici, Doamne, bă, vreau și eu așa ceva. Ai văzut la cineva ceva pământește și ai vrut și tu. Oare nu-ți dorește dumneata, nu te-ai săturat de felul în care trăim pământește? Nu placem lui Dumnezeu, am devenit vrăjmași, ne s-a retras viața spirituală, ne merge numele că trăim. Haideți în seara asta să ne rugăm, Doamne, vreau plinătatea Duhului Sfânt. Vreau să mă umpli de prezența Ta. Și vreau să stăruiesc pentru lucrul ăsta, pentru că vreau să trăiesc o viață cerească. În familie, cum zicea fratele, în biserică, pe stradă, în societate. Dumnezeu să ne ajute. Amin.